Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! De această dată voi intra fără formalități direct în subiect, la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, pot simți sala, dar și frumusețea existenței, pentru că în viața ta va apărea ceva nou și interesant, schimbă situația actuală, renunță la filme și încearcă teatru online, înscrie-te la cursuri online de pictură sau dans latinoamerican. Joi, poți avea ocazia să arăți erudiția la locul de muncă, vor fi multe apeluri telefonice, discuții, o conversație serioasă cu un vechi prieten este posibilă vineri. Stelele te sfătuiesc ca în prima jumătate a săptămânii să acorzi o atenție specială a sănătății tale. În aceste zile, vei fi predispusă la pierderea excesivă de energie, care va afecta negativ funcțiile de protecție ale organismului. Încearcă să distribui mai uniform sarcinile și să-ți planifici cu atenție timpul. Joi și vineri, abilitățile tale intelectuale vor fi sporite, sociabilitatea va crește. Datorită acestui fapt, poți reuși să înveți ceva nou. Acesta este un moment bun pentru a restabili relațiile de prietenie cu rudele, vecinii, cunoscuții. Este foarte important să faci singură primul pas către reconcilierea cu acei oameni cu care ai avut anterior dezacorduri. În weekend, relațiile din căsătorie pot fi distruse. Pentru a evita acest lucru, încearcă să nu discuți acum subiecte clare și dureroase. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, este destul de probabilă o schimbare bruscă a activității. În același timp, o schimbare la serviciu este posibilă. Poate fi un alt subiect sau chiar o direcție nouă. Accept ajutorul colegilor, va fi foarte util. La sfârșitul săptămânii vei simți o schimbare de ritm, în loc de tensiune, ușurința va veni, o altă oportunitate se va deschide pentru tine. Dacă dorești, vei avea ocazia să faci cea mai bună impresie asupra celor cu care comunici. În weekend, secretele trecutului tău îndepărtat ar putea fi dezvoluite brusc. În prima jumătate a săptămânii, tensiunea poate apărea într-o relație romantică. Poate că vei obține informații despre care dorești să discuți cu persoana iubită. Trebuie menționat că, în această perioadă, conversația nu ar trebui să trateze subiecte sensibile, de exemplu, probleme legate de venituri, economii și cheltuieli. În caz contrar, un conflict între tine și pasiunea ta nu este exclus. Joi și vineri, astrele te sfătuiesc să petreci timpul într-un ritm calm fă ceva frumos pentru tine, de exemplu, cumpără online bijuterii sau comandă haine frumoase la modă. Aceste zile sunt potrivite pentru distracție, relaxare și meditație. Armonizând viața ta spirituală interioară, aduci pace în realitatea din jurul tău. În weekend, este recomandat să acorzi o atenție specială a sănătății tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, te poți schimba mult în bine și nu vei avea nevoie de niciun efort suplimentar, poți primi ceea ce ai visat de mult și vei simți satisfacție. În viața personală, sunt așteptate evenimente plăcute, mulțumire și recunoaștere, activitatea ta poate aduce un venit constant, idei deosebită de interesante te pot vizita vineri, în weekend, în special sâmbătă vei obține un sentiment de pace și armonie cu tine însă îți bucură -te de acest lucru. S-ar putea să fie nevoie să pui punctul pe I, vei primi recunoaștere sinceră și te vei asigura din nou că ești iubită. În prima jumătate a săptămânii, astrele te sfătuiesc să demonstrezi un tact special în relațiile cu rudele apropiate. Dacă nu-ți vei reține emoțiile, atunci nu sunt excluse certurile grave. Dacă apare un conflict între membrii familiei, încearcă să te distanțezi, să nu te implici într-o confruntare. Nu este de dorit în aceste zile să începi reparațiile în apartament sau să efectuezi curățenia generală, munca în comun coordonată între membrii familiei este cu greu posibilă în această perioadă. Joi și vineri te așteaptă momente pline de optimism și impresii vesele. Este bine în aceste zile să-ți întâlnești virtual prieteni, să vizitezi site-uri de modă, să faci fitness și să-ți adaptezi aspectul la condițiile actuale. În weekend, încearcă să controleze mai strict comportamentul copiilor. Dacă, ai. zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. RAC Planurile tale ambițioase promise să devină realitate dacă reușești să acționezi decisiv și să nu vorbești prea mult. Miercuri, nu transfera soluționarea problemelor vitale asupra altora. Dacă acționezi diplomatic, joi poți să-ți convingi superiorii pentru orice. Pregătește-te pentru surprize în weekend în familie. Alegeți un moment pentru solitudine și sortează-ți sentimentele și cerințele pentru persoana iubită. În relația ta, încrederea va juca un rol deosebit de important, așa că poate trebuie să recunoști ceva. În prima jumătate a săptămânii poți avea complicații în relațiile cu vecinii, cunoscuții și rudele, în special frații și surorile. Încearcă să fii mai tactică și politicoasă atunci când vorbești cu oamenii. Poate că o atitudine prea directă și aspră față de ceilalți va fi un răspuns la un comportament similar din partea ta. Acesta nu este cel mai bun moment de călătorie și de întâlnire cu careva. Jo și vineri vine un moment bun pentru relaxare și practici spirituale într-un cadru retras. Este bine să arăți mila, să ajuți dezinteresat oameni, să dai de pomană, să citești rugăciuni. De toate acestea va beneficia echilibrul tău spiritual. În weekend, acordă mai multă atenție familiei și prietenilor. Încearcă să menții o relație caldă cu rudele apropiate, zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Leu, la locul de muncă trebuie să muncești din greu și nu doar să stai picior peste picior, pentru a menține controlul asupra situației, vei avea nevoie de mult efort, toate sarcinile vor trebui rezolvate la timp, în același timp încearcă să nu fii arogantă și să nu te cerți cu ceilalți. La sfârșitul săptămânii, nu refuza invitațiile prietenilor, mergi tiptil la o cafea, fă pe o petrecere în pijamale cu familia. În prima jumătate a săptămânii, poți avea probleme asociate cu pierderii materiale. Stelele te avertizează împotriva cheltuielilor financiare mari. Achizițiile pe care le faci în aceste zile sunt probabil să eșueze. Ulterior, se poate dovedi că articolele achiziționate sunt de defecte sau pur și simplu nu ai nevoie de ele. Joi sau vineri, poți planifica o petrecere în familie sau poți face fitness în casă, aerobic pe balcon, modelare corporală. În această perioadă, timpul petrecut pe internet este probabil să crească. Contactele sunt activate pe rețelele de socializare, forumuri, site-uri de întâlniri. Acesta este un moment bun pentru discuții de plăcere și noi prieteni online. În weekend este mai bine să te abții de la orice fel de călătorie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara Este timpul să remediezi erorile acumulate. Nu crede că nimeni nu le va observa. Încearcă să nu iei decizii pripite. Învață să asculți și să auzi. -i să iei în calcul solicitările celorlalți dacă sunt realiste. Încearcă să dedice duminica rezolvării problemelor familiei, altfel cei dragi nu te vor înțelege. În prima jumătate a săptămânii, îți va fi greu să te îndepărtezi de acțiuni dure și directe. Reticența de a lua în calcul opiniile persoanelor dragi poate duce la situații tensionate. Încearcă să te gândești nu numai la tine și la dorințele tale. Și doar atunci poți evita multe conflicte. Acest lucru este valabil mai ales în relațiile cu părinții. Joș și vineri poți încerca sport și fitness în casă, să participi la concursuri online, competiții. În aceste zile vei deveni o figură mai vizibilă, oamenii din mediul tău îți vor acorda mai multă atenție, numărul complimentelor adresate ție va crește. Poate se va dezvolta o relație romantică între tine și o persoană care ocupă o poziție mai înaltă în statut. În weekend, este nedorit să împrumuți și să dai cu împrumut bani, să faci achiziții mari. Este posibil ca un aparat de uz casnic să se deterioreze acasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Dacă nu ai căzut în ghearele Madame Lene, atunci nu va trebui să răspunzi pentru munca neterminată. Sarcinile tale vor crește treptat. Doar nu lua totul asupra ta, alege munca pe care o poți realmente face. Încearcă să îți faci timp pentru tine, să te implici în autoperfecționare, să te înscrii la cursuri de yoga sau engleză online. În prima jumătate a săptămânii poți fi într-o situație în care libertatea ta de acțiune va fi limitată poate că acest lucru se va datora deteriorării sănătății, din cauza căreia trebuie să stai în aceste zile acasă. De asemenea, s-ar putea să simți o oarecare îndoială de sine, corectitudine acțiunilor tale, vor exista mai multe îndoieli în legătura cu una sau altă situație. Joi și vineri va veni o perioadă minunată pentru armonie în relațiile conjugale. Dacă te-ai logodit de multă timp și urmează să ai o ceremonie de nuntă, atunci aceste zile sunt foarte nepotrivinte pentru acest lucru. De asemenea, acesta nu este un moment bun pentru a participa la nunți, aniversări, petreceri. În weekend, acorde mai mult atenție și tact partenerului tău de căsătorie, părinților și copilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, în această săptămână, Veștile neașteptate îți pot schimba viața și planurile pentru viitorul apropiat, cu toate acestea, este important ca totul să meargă bine. Vei obține exact ceea ce te străduiai, așa că nu-ți fie frică să visezi, un profit solid te așteaptă unde vânzare. În, în viața personală ai oportunitatea de a te reîntâlni cu persoana iubită de mai multe ori decât te așteptai. Nu ți se recomandă să petreci timp online în companii considerate anterior prietenoase în prima jumătate a săptămânii. Cel mai probabil, vei simți că relațiile cu prietenii nu sunt atât de prietenoase pe cât ți-ai dori. Prin urmare, merită temporar să te îndepărtezi de contactele prietenoase. În caz contrar, certurile nu sunt excluse și absolută din senin. Jo și vineri sunt zile bune pentru tratamentul și prevenirea bolilor. De asemenea, poți efectua reparații în casă, în apartament și în curte. Este util în această perioadă să scapi de lucrurile vechi inutile, să sortezi dulapurile, sertarele, rafturile și să pui lucrurile în ordine. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra sănătății tale. În weekend, se recomandă amânarea tuturor lucrurilor și relaxarea, somnul prelungit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător Un moment excelent pentru creativitate, îți va permite ca multe dintre ideile tale să devină realitate. Fii atentă la cererile celor dragi. Ajutarea celorlalți îți va crește stima de sine. Pentru a putea controla situația, trebuie să arăți hotărâre și inițiativă la locul de muncă. Experiența dobândită va deschide noi oportunități. Weekendul este un moment bun pentru discuții online prietenoase. În prima jumătate a săptămânii, este probabil să fii tentată să ai măsuri decisive pentru a-ți atinge obiectivele. În același timp, evită simplitatea, fanatismul. Încearcă să-ți moderezi stilul de comportament ori de câte ori este posibil. În caz contrar, îți poate dăuna parteneriatului, căsătoriei, carierei. Jo și vineri este o perioadă minunată pentru îndrăgostiți. Poate că trebuie să auzi nu numai complimente care îți sunt adresate, ci și mărturisiri de dragoste, chiar până la propunerea căsătoriei. Fă surprize plăcute acelor celor oameni care îți sunt dragi. Aceste zile sunt bune pentru a discuta cu copiii. În weekend, este nedorit să participi la orice dezbateri, discuții aventuroase, filozofia ta este una suprarealistă, și este neconformă cu aceste vremuri, zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Capricorn, prima jumătate a săptămânii va fi slabă în evenimente, de aceea este cea mai reușită pentru relaxare, este timpul să te tratezi cu ceva. Încearcă un vin roșu deoarece conține antioxidanți. Marți, este mai bine să nu-ți exprimi gândurile și criticile cu voce tare. În caz contrar, vor fi mulți jigniți în jurul tău. Joi, încearcă să nu te chinui și să nu te grăbești, deoarece această zi cere o muncă atentă și calmă. Făcând doar ceea ce bești nu-ți va tripla puterea. Prima jumătate a săptămânii nu este ușoară pentru capricornii care studiază la universități sau în orice alte instituții de învățământ. Dezamăgirile vor curge ca apa pe Dunăre. Orice efort al tău va fi de mică utilitate, este puțin probabil să poți învăța ceva consistență doar în fața ecranului. În plus, relațiile cu profesorii pot fi complet abandonate. Pentru a evita acest lucru, încearcă să te concentrezi pe un lucru la domiciliu. Jo și vineri sunt zile bune pentru îngrijirea familiei, ceea ce va fi bucuria ta. Poți rearanja mobilierul în apartament, poți face curățenie generală, poți face reparații care nu necesită ajutor de la alții, poți redecora casa. În weekend, relațiile din familie s-ar putea deteriora oarecum, dar nu acorda o importanță serioasă acestui lucru. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Vărsător, trebuie să-ți menții echilibrul emoțional și să relaționezi calm cu barierele care apar în calea ta, cu restricțiile actuale. Este indicat să fii mai restrânsă cu superiorii, profesori, dar este mai bine să nu te relaxezi. Te rog să răți că mici modificările comportamentului tău pot aduce la schimbări mari în atmosfera din jurul tău. Jo și vineri, încearcă să nu comiți acte frivole, pentru a nu ajunge într-o situație foarte delicată cu cei dragi și cu vecini. În weekend, este mai bine să nu intri într-o discuție cu rudele, pentru a nu te certa cu ele. În prima jumătate a săptămânii vei întâlni situații stresante în urma cărora va trebui să cheltui mult prea multă energie. Abține-te de la acțiunile care implică un risc de rănire, fii mai atent atunci când lucrezi cu focul, cuțitele, foarfecele și acul. Dacă ai avut o operație chirurgicală planificată, este recomandat să o transferi pentru o altă dată. Jo și vineri sunt zile bune pentru vizitarea unor locuri de divertisment online, de exemplu foți un cont pe secând de la IF. Este, de asemenea, un moment bun pentru a călători virtual prin muzee. S-a deschis ermitajul și luvrul virtual și gratuit. Te vei distra și te vei odihni bine. Weekendul, ai să-l petreci acasă, cu familia sau animalul de companie, chiar și împotriva voinței tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești o bosală îți poate reaminti că te afli în cea mai grea formă, este timpul să te gândești la o vacanță pe terasă sau să aranjezi cel puțin o scurtă odihnă în barul proaspăt inaugurat pe balcon, ajutându-i pe ceilalți să-și rezolve problemele, poți obține beneficii considerabile pentru tine, este multă muncă de făcut joi, dar vei obține rapid rezultatul. Călătorile planificate anterior pentru sâmbătă sunt cel mai bine de reprogramat pentru o altă zi în viitor. În prima jumătate a săptămânii, dacă ești căsătorită poți avea un parteneriat ceva mai rău. Îți va fi dificil să înțelegi motivele comportamentului partenerului, care în unele probleme îți poate ignora părerea sau chiar îți poate ascunde unele acțiuni. Încearcă să nu pui întrebări inutile. Mai ales dacă nu înțelegi clar ce se întâmplă, situația nu va dura mult, joi și vineri, pacea și armonia vor domni în familie. Acesta este un moment bun pentru a construi relația între generații diferite din familie. În această perioadă, întreaga familie poate curăța, cumpăra lucruri frumoase și decora apartamentul cu ele. Cu toate acestea, nu exagera. Altfel vor rămâne puțini bani în bugetul familiei după weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!